Ciudățenia auto-aviatică a fost cumpărată tocmai din Austria și s-a potrivit perfect în decorul aerodromului Barza. Avem, mai în glumă, mai în serios, prima mașină, nu zboară, dar este elicopter. Am găsit-o din Austria, este luată. Nu știu intenția proprietarului care a fost, dar pentru noi a venit mănușa. Este un avion care este perfect, un elicopter perfect funcțional. Se învârt elicele față, de sus și din spate. Noi am refăcut o mașină perfect funcțională și o avem pentru partea de intervenție, ISU, adică ne-am gândit că dă bine așa făcută. Pentru pista în interior avem un bazin pentru incendiu în caz de se întâmplă, Doamne ferește, ceva și toate echipamentele pentru intervenție. Mașina e funcțională, e da cheie și am plecat la lucru cu ea. Mașina a venit din Austria pe roți sau a zburat până aici? Noi vroiam să o aducem în zbor, dar din păcate a trebuit, nu cred că era poliția de acord cu noi. Vehiculul are tracțiune 4x4 și este dotat cu extintor și toate echipamentele necesare pentru intervenții. Pe lângă toate acestea, mașina elicopter este atracția numărul 1 pentru copii. Și este senzația copiilor. Când vin aici, am pus și o goarnă, se învârte și elice, are și becuri, e fascinația copiilor. E exact ce trebuie pentru ei. Ce ai nevoie pentru intervenție? Gen o rangă, un tăietor de metale, Doamne ferește, trebuie să tai o chingă și avem lucruri de bază, care e păcat să se întâmple ceva și să nu poți să tăia o chingă sau să ai un stingător care pur și simplu în două secunde să închizi flacăra. Pe lângă funcția de salvare, vehiculul inedit ajută și la treburile de zi cu zi ale aerodromului. Pornim la cheie, aici avem și alarma. Te-ai speriat puțin. Avem și cu comunicații. Iar acum să ai grijă la elice, să nu te... De pe ce buton o porniți? Așa, de aici se pornește elicea. Uite, o să vedem de la depărtare. Și lumină. Da. Și acum cu puțin credință și zboară. Dacă avem puțină răbdare... Da, răbdare ne trebuie și o decolăm. Un cunoscut influencer din România a intenționat să o cumpere cu 10.000 de euro pentru un festival, dar proprietarii au refuzat oferta tentantă, valoarea sentimentală fiind una mult mai mare.